Personalitate marcantă a cântecului popular bănățan, Tiberiu Ceea a înțeles încă din copilărie că divinitatea l-a înzestrat cu un dar special, acela de a aduce strop de bucurie în inimile semenilor săi prin cântec. Glasul său a alinat și bucurat în egală măsură generații la rând. Dumnezeu, cântecul, familia și publicul sunt sfinte pentru Tiberiu Ceea. Viața artistică. Prima dată, apariția mea pe scena operei din Timișoara, într-o îndepărtată seară de mai, 21 mai 1967, atunci când acolo se desfășura un dialog la distanță care exprima, să spun așa, dorința bănățenilor de a ieși în față cu tot ce fac ei pe teren cultural, în fața Iașului. Și este un eveniment care m-a marcat. Era prezent pe scena Teatrului Opere din Timișoara Ion Besoiu, marele nostru actor. Dacă tu vorbești de longevitate artistică, eu mă bucur, dar pe semne că a fost un lucru care a determinat longevitatea mea pe scenă, harul cu care m-am născut, un dar primit de la divinitate, care m-a urmărit încă de pe când aveam 4 ani. Și de câte ori apăream pe scenă, eu eram primit de public excepțional. Am reușit întotdeauna să transmit ideea principală a cântecului, pentru că fiecare cântec al meu a fost o poveste adevărată și un loc sau un motiv de unde a pornit un cântec sau chiar și o melodie câteodată, deși n-am studii muzicale. Mi-am menținut glasul nefăcând ceva special niciodată. Nu m-am păzit de frig, nu m-am păzit de curenți, așa. Nu m-am păzit să nu beau rece, să mănânc o înghețată, să fac curent în mașină când era cald. Poate că această lipsă de grijă pentru glasul meu m-a determinat să-l păstrez. Deci am început la 4 ani, prin 1944, spre 45, și ultima apariție mai frumoasă în public a fost Strugurele de Aur Alba Iulia, 2016, când am fost primit chiar cu urale. Să ne amintim de Marioara Muradescu. Nu-i rupte mărama mea, că
cântăm împreună. Să vă văd, dacă ați mâncat, dați bine, Damian. Frumoasă veșina noastră scoace capul pe fireastră. Să văd timp frumos, drag și luminos. Frumoasă veșina noastră scoace capul pe fireastră. Să văd timp frumos, drag și luminos. A, inima mea, ce frumoasă-i dragostea. Că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Odată. Bravo. Aseară trecui călare pe la poarta ta și avare. Ce zări la lumânare, necăjită tare. Aseară trecui călare pe la poarta ta și amare. Ce zări la lumânare, necăjită tare. Și că de la mine vine năcazul la cine, aș cânta mereu tot de dragul tău. Dacă și că de la mine vine năcazul la cine, aș cânta mereu tot de dragul tău. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea. Că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Dacă știi că nu-i așa, aș sta tot la ușa ta, că vreau să trăiesc cu cine iubesc. Dacă știi că nu-i așa, aș sta tot la ușa ta, că vreau să trăiesc cu cine iubesc. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Cu dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc. Am regretat că nu am fost prea aprig în momente când poate că interesul meu era în joc. Mai popular spus, nu m-am amestecat în probleme care mă priveau. Cum ar fi, de exemplu, atunci când am fost exclus din viața artistică a țării, în 1984-85, și n-am mai apărut nici la radio public, nici la televiziunea română, până după momentul 89, moment care ne-a marcat pe toți, pe unii în bine, pe alții nicicum, pe alții în rău chiar.